Vă salut la Levada Bio. Astăzi, în ajun de 1 martie, o să merg la cumpărături, să mai completez în Levada și am să procur un alun. Am să iau și o viță de Via Tica. Este un soi de struguri fără sâmburi. Am să iau și o viță de vie ceașla. Am să mai procur două tufe de porumbar, care se coc toamna târziu și sunt foarte bune pentru sănătate. Am să iau și un agriș roșu. Am un agriș alb și vreau să completez cu un agriș roșu. Am să mai iau și fructele de miere, care se numesc și afin siberian, care rezistă foarte bine la ger și sunt printre primele fructe care se coc. Și o să mai procurăm un migdal. Am un migdal, dar vreau să completez cu un migdal. Haideți să vedem cum arată cumpărăturile. Am cumpărat, după cum ați văzut, un migdal. Are rădăcina destul de dezvoltată. Și am unul în livadă, dar mai vroiam unul și am să-l plantez. Am luat două vițe de vie, o viță de vie Attica și una șașla, am cumpărat așa. Avem un alun, tot rădăcina e destul de dezvoltată. Alun. Am unul turcesc și am vrut să am și un alun adăugător. Aici avem doi porumbari. Sunt foarte bine dezvoltați. Sunt așa cum i-a creat natura. Și mai avem aici lonicera, afin siberian. Este primul care se coace și vedeți că deja au dat frunze, a intrat în vegetație. Rezistă foarte bine la ger. Este o plantă foarte bună. Eu am mai avut o plantă, dar mi-am mai luat una. Și aici mai avem un coacăz roșu. Am să platăm împreună migdalul. Restul plantelor eu o să le plantez separat. Am să verific atent dacă rădăcina este întreagă. Uitați, aici avem o problemă. O să eliminăm această rădăcină. Și mai avem aici o problemă. Vedeți, asta trebuie eliminată deoarece o să avem probleme dacă o plantăm așa. Bine. Acum este gata de plantat. Am adus apă și pământul de pădure. Am săpat aici groapa și am să-mi punem migdalul. Am să adaug apă, pun apă, după aceea punem pământ de pădure. După ce am pus pământul de pădure, am să pun o găleată de apă, să mă asigur că e multă umezeală, să prindă pomul. Acum o să mai pun un pic de pământ și o să stasez bine. Așa arată pomul. Vedem că apa nu se mai scurge. Acum o să scurtez un pic acest pom, să mă asigur că nu o să aibă nevoie de multă apă ca să crească. Deci, un migdal foarte frumos. Vă doresc sănătate și roadă în tot ce faceți.